Iar mă deranjez. Da, nu te-ai plictisit să dormi? Da, poate visez. Visezi acum, dar hai să facem ceva, să mergem undeva. Unde să mergem în traficul ăsta? Noi trebuie să facem kilometri, unde să mergem? Ce să facem? Păi da, știu. Știu de kilometri. Facem kilometri. Și dacă tot îi facem, așa, hai să facem ceva fun. Nu ai și tu o cunoștință, un prieten, să ne dea vreo idee, o prietenă. Dacă tot ești din București, tu sigur știi mai multă lume. În primul rând că eu sunt din Buzău, de fapt. Și în al doilea rând, da, uite, am un prieten din Buzău pe care... Și mergem până la Buzău? Nu l-am văzut de mult. Nu neapărat. Ia stai. Și uite și tu ce bine ai ajuns. Uite și tu, arată bine, pare mai tânăr ce. Costi! Salut, 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 Costi! Salut! X-ul, ok, trebuie. Așa. Bună, bună, astea sunt ale noastre. Ce ați mai zis? Da. Făcut? Ce să faci? Vorbeam de liceu. Bârfeam. Nu bârfeam. Ba, 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 bârfeam. Revenim la treabă. Da. Voi dacă tot, voi testați acum efectele Max Motion, Performance, Diesel, corect, corect. Exact. Și urban și extraurban. Da. Și noi avem pentru voi o provocare. Mega, mega challenge. Ok, știți OMV-ul ăla de lângă, sau de pe Valea Oltului, de lângă baraj? Da. E foarte mișto. E la lângă singurul de OMV. Simul cum era... La Călimănești. La Călimănești, așa. Deci noi oprim de fiecare dată când avem spectacol. Tot timpul oprești acolo. Da, exact. Da. Dar de fiecare dată. Plus masă, benzină, trala. Și când mergem să... Na, că e apă. Na. Na? Na. Na? Așa. Trecem spre baie. Pe lângă un perete, da, unde sunt tablouri și poze. E un fel de Wall of Fame, să zic of așa. Călimănești. Of, da. Călimănești. Da. Dar nu... Da, e cu oameni din Călimănești, nu? Celebrități din Călimănești. Nu, sunt celebrități, celebrități. De la noi din țară. Deci este, da, și cu... Zim pe cineva și eu zic că e acolo. Da. Nu. În afară de noi, de afară de noi. Și aici eu credeam suferință. Că de asta nu sunt acolo, că nu sunt din Călimănești. Că nu, e, că noi nu suntem acolo. Noi considerându-ne celebrități. Da. Și muncim pentru asta. Pentru banul meu. Da. Eu vreau să fiu acolo. Da. Eu vreau să fiu pe teren. După 15 ani, cred. Da, păi asta zic și eu. Deci... Să poate să nu fiu. Și asta, dacă puteți să puneți acolo, deci o poză cu noi. Să, da, punem acolo, da, o poză, poză cu voi, cu, da, noi. Deci, acceptați? Acceptați? Ok, hai să facem. Bine, mă, Simo? Unde, hey, mă, Simo? Simo? A plecat Simo. Simo? Uite. Guarda. Guarda, Simo! Gata, fraților, am ajuns la OMV, la Călimănești. Ești pregătit? Da. Pune o poză? Eu zic să stai de vorba cu domnișoara de la casă și pune o poză. Ok, bine, hai. Cred că poți să te duci. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Ce zi frumoasă, foarte, așa? Foarte, da, foarte. Înțeles. Espresso faceți, nu? Da, cum să vă spun, scurs, bun, cappuccino, cappuccino. Perfect, am înțeles. Deci de toate. Da. Dar fresh de portocale aveți? Avem și fresh de portocale și de chestii. Am înțeles. Puteți să faceți și combinat, nu? Și combinat, ok, da, am înțeles. Dar sandwich cu banu aveți? Avem și. Sandwich cu banu, foarte, foarte bun. Are, da, toate lucrurile mie. Am văzut și castraveți. Da, e și puțin picant, așa e foarte bun. Dar plăcintă cu brânză dulce aveți? Tocmai am scos din cuptor, este caldă, da? Tocmai a ieșit plăcintă brânză din cuptor. Bun, perfect. Bun, deci o plăcintă cu brânză, da, o cafea, da, și... Și eu, două plăcinte. Două plăcinte? Da. Două plăcinte. Minunat, perfect. Auzi, da... Dovada. Selfie, da, nu? Poză. Trebuie să o facem. Hai. Gata, fraților, am făcut-o și pasta. Voi de acasă, dacă aveți drum prin Călimănești, nu uitați să vă opriți la OMV să verificați Wall of Fame. Vedeți și voi ce s-a mai întâmplat cu poza. Poate vă faceți un selfie sau ceva acolo, nu? A fost fain, ceva diferit. Dar, Costin, îmi explici o chestie? Zi. Ce facem cu poza asta? Poza asta? Bă, ăsta cred că e Teo, să știi. Păi... Și cred că cel mai bine
le ducem poza asta lui Vio și Costel să și-o pună ei în perete acasă. Pe perete acasă, exact. Dau ei cu banul și care vor să-l aibă pe Teo la toaletă.